prezintă știrile Agro TV. Bun găsit! Peste 600.000 de cereri unice au fost autorizate la plată de către APIA până astăzi la prânz. Suma totală se ridică la 200 milioane de euro. Primele plăți sunt efectuate către fermierii care au solicitat plata pentru schemele din sectorul vegetal. Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, s-a ținut de cuvânt. Pe 7 aprilie au fost înregistrate în sistemul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură primele cereri de plată, pentru ca pe 8 aprilie, data la care autoritățile au asigurat că încep plățile, s-au livrat primii bani către fermieri. Pe data de 8 aprilie, așa cum am promis, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început autorizarea plăților. Este vorba de plățile pe campania, plățile finale pe campania 2015. APIA a început autorizarea la plată pentru schemele de bază. Mă refer aici la plata unică pe suprafață în cuantum de 79,73 de euro. De asemenea, la plata redistributivă pentru cele două intervale, între 1 și 5 hectare, 5 euro pe hectar, între 5 și 30 de hectare, 51,07 euro. Plata pentru tinerii fermieri, în cuantum de 19,93 de euro. Plata pentru micii fermieri, este vorba de acei fermieri care dețin până la 7 hectare și care pot să primească maxim 1250 de euro, și plata pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul vegetal. Este vorba de culturile amplasate în teren arabil cu un cuantum de 19,19 euro. Domnul ministru Achim Irimescu s-a angajat ca aceste plăți să înceapă la data de 8 aprilie, iar APIA de data aceasta merită felicitată și pentru faptul că a răspuns pozitiv și pentru că a îngrenat, ca să spunem așa, tot sistemul, tocmai ca să răspundă acestor cerințe și ca să ne îndeplinim la timp angajamentul pe care l-am luat. Ba mai mult decât atât, chiar în data de 7 aprilie deja s-a făcut primele înregistrări în sistem, astfel încât în data de 8 deja s-au făcut și plăți. Plățile directe în sectorul vegetal pentru campania 2015 vin ca susținere a producătorilor agricoli din țara noastră. Până în acest moment, APIA a autorizat la plată o sumă de 200 de milioane de euro pentru un număr de 613.692 de fermieri. Plățile se fac către fermieri în lei, la cursul de schimb de 4,4176 lei per euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2015 și publicat în Monitorul Oficial la data de 1 octombrie 2015. Măsurile de sprijin pe suprafață sunt finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă și din bugetul național, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Reamintim faptul că în toamna anului trecut, referitor la campania 2015, APIA a efectuat plățile în avans pe suprafață pentru 602.000 de fermieri, în cuantum de 255,4 milioane de euro. Consiliul de Agricultură și Pescuit al Uniunii Europene se reunește în aceste zile în Luxemburg. Temele abordate sunt criza cărnii de porc, a lactatelor și cea din sectorul de legume. România este reprezentată de ministrul Agriculturii Achim Irimescu. Membrii Consiliului Agricultură al Uniunii Europene discută timp de două zile problemele arzătoare din domeniu, și anume cele privind criza din sectoarele agricole care se confruntă cu dificultăți deosebite, precum sectorul cărnii de porc, cel al lactatelor, dar și cel al fructelor și legumelor. Pe agenda Consiliului se află modificarea regulilor și măsurilor excepționale în domeniul legume-fructe, rezultate din interdicția de import către Rusia, prelungirea cu încă o lună, respectiv până la 15 iunie 2016, a posibilității de depunere a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată pentru 2016 și combaterea fraudei alimentare în Uniunea Europeană. Reamintim că anul trecut, Comisia Europeană a pus la dispoziția statelor membre un program de ajutor în valoare de 500 de milioane de euro destinat susținerii fermierilor europeni afectați de embargoul rus. Din acest sprijin, României i-au revenit 11,1 milioane de euro. În pofida alocării acestor resurse, rezultatele în piață nu au fost cele așteptate.
Peste 2 milioane de hectare cu porumb au fost cultivate de fermierii români în 2015. Suprafața plasează țara noastră pe primul loc la acest capitol în Uniunea Europeană, potrivit INS. Mai mult, la capitolul producție în acest sector, România se află pe a doua poziție, fiind detronată doar de Franța. Cu 2,52 milioane de hectare cultivate cu porumb în 2015, România a fost pe primul loc în Uniunea Europeană la suprafața cultivată și pe locul 2 la producție după Franța, arată datele provizorii publicate la finalul lunii martie 2016 de Institutul Național de Statistică. Producția de porumb a României a scăzut în 2015 cu 26% din cauza productivității, minus 26,5%, însă suprafața cultivată a crescut cu 0,6% față de 2014. În topul suprafețelor cultivate cu porumb, România a fost urmată de Franța cu 1,62 de milioane de hectare și Ungaria 1,15 milioane de hectare. În clasamentul producțiilor potrivit datelor INS, Franța a obținut în 2015 13,55 de milioane de tone de porumb, urmată de România cu 8,87 milioane de tone și de Italia 7,07 milioane de tone, iar pe locul 4 a fost Ungaria cu 6,54 de milioane de tone. La grâu, cu o suprafață cultivată de 2,043 milioane de hectare, dar și cu o producție de 7,85 de milioane de tone, România a fost în 2015 pe locul 5 în Uniunea Europeană, atât la suprafața cultivată cât și la producție. Suprafața a crescut cu 3,5%, iar productivitatea cu 7% față de 2014. Franța a produs 42,8 milioane de tone de grâu, iar Germania 26,55 de milioane de tone, fiind urmată de Marea Britanie cu 16,17 milioane de tone de grâu produs. La floarea soarelui, România s-a clasat anul trecut pe primul loc în Uniunea Europeană, atât la producție cât și la suprafață, cu 1,75 de milioane de tone recoltate de pe 1 milion de hectare. Față de 2014, producția de floarea soarelui a scăzut cu 19,7% din cauza randamentului la hectar mai mic cu 19,6%. Bulgaria a obținut 1,58 de milioane de tone de semințe de floarea soarelui de pe 783.000 de hectare, Ungaria 1,52 de milioane de tone de floarea soarelui de pe o suprafață de 625.000 de hectare, iar Franța 1,22 de milioane de tone de floarea soarelui. Mai mult, România a fost în 2015 pe locul 3 la suprafața cultivată cu cartofi, după Polonia și Germania, și pe locul 5 la producție, după Germania, Franța, Polonia și Marea Britanie, cu 2,77 de milioane de tone, în scădere cu 21% față de anul 2014. Peste 15 milioane de tone de produse agroalimentare a exportat România în 2015. Valoarea totală a acestora a fost de 5,73 miliarde de euro, în creștere atât din punct de vedere al cantității, cât și valorii comparativ cu anul 2014. Din păcate, însă, a intrat din nou pe deficit după 2 ani, și asta pentru că importurile au fost mai ridicate în 2015 față de anul precedent. Potrivit datelor furnizate Agerpres de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, importurile de alimente au fost de 8,5 milioane de tone și în sumă de 5,82 de miliarde de euro, depășind cu aproape 2,4 milioane de euro cantitatea de 6 milioane de tone importată în 2014 și cu 19% valoarea de 4,89 de miliarde de euro înregistrată în anul 2014. În acest context, deficitul României cu produse agroalimentare a totalizat 89,02 milioane de euro. Produsul care a adus cele mai mari încasări din comerțul intra- și extracomunitar a fost porumbul, cu aproape 960 de milioane de euro, pentru o cantitate de 5,1 milioane de tone, fiind urmată de țigările de foi, trabucurile și țigaretele, cu 917,4 milioane de euro. Grâul și meslinul au ocupat poziția a treia la încasări, cu 692,5 milioane de euro, pentru 3,55 de milioane de tone. Iar semințele de floarea soarelui, chiar și sfărâmate, și cele de rapiță au adus României un plus de 452,2 milioane de euro, respectiv 300,8 milioane de euro în 2015. Cantitățile care au plecat pe piețele externe s-au cifrat la 1,099 de milioane de tone pentru semințe de floarea soarelui
și la 773.494 de tone la semințele de rapiță. Pe de altă parte, România a rămas în continuare campioană la importul de carne proaspătă de porc, în condițiile în care anul trecut au fost aduse din spațiul comunitar și de pe piețele terțe o cantitate de 188.689 de tone, în valoare de 295.7 milioane de euro. Potrivit datelor MEADER, chiar dacă anul trecut România a exportat cantități importante de porumb și a importat cantități semnificative, respectiv 1.62 milioane de tone, pentru care a cheltuit aproape 294 de milioane de euro. Tutunurile brute sau neprelucrate au ocupat poziția a treia la importuri cu 220 de milioane de euro pentru o cantitate de 39,4 mii de tone. În 2015, Uniunea Europeană a fost principalul partener în comerțul agroalimentar al României, în condițiile în care livrările de produse agroalimentare către această destinație au avut o pondere valorică de 65%, în timp ce achizițiile din statele membre ale Uniunii Europene au deținut o pondere de 81%. Iordanienilor le place mai mult carne de oaie din țara lor, apoi carne din România. Ei nu înțeleg de ce există blocaje la export de partea noastră, motiv pentru care nu pot cumpăra carne românească. Este declarația pe care a făcut-o unul dintre liderii oierilor din țara noastră, Ioan Câmpean, în cadrul ediției trecute a Jurnalului de Agricultură. Supărat pe neimplicarea statului în problemele crescătorilor de ovine, reprezentantul ciobanilor Ioan Câmpean spune că iordanienii ar vrea să importe carne din România, dar nu au cu cine trata. Ne-au spus așa, pentru noi cea mai bună carne de oaie e de la noi din Iordania, că populația noastră e învățată cu carnea din Iordania. Pe locul 2 este carnea din România. Nu știm de ce nu ajunge marfă. La carnea nu ajunge marfă pentru că noi avem greutăți în țară. Noi ne-am dus acolo să încercăm să putem să renodăm relațiile cu Iordania și să ajungem la prețul care l-am avut până acum 3 ani de zile, când carnea în viu era 10, 11, 12 lei kilogramul, pentru că era cerere. De 3 ani de zile ne-am blocat, nu știe nimeni, dar văd eu că marea vină o avem noi. Aceste autorități ale statului care nu și-au făcut datoria și care ne-au încurcat. Noi ne-am dus acolo să încercăm să renodăm, iar ei ne-au ridicat mingea la fileu. Rar se întâmplă un cumpărător să-ți laude marfa. Ei ne lăudau marfa noastră și o doreau, iar noi ne-am dus să-i rugăm să vină să cumpere din România. Deci năcazul e la noi și de preț și nu-l știe nimeni. Noi de câți ani umblăm? Umblăm împreună cam de 12 ani. Și prin țară și în străinătate. Să încercăm ce? Să încercăm ca marfa românească să o promovăm și să ne putem vinde marfa, să nu dăm faliment. România depinde, sectorul ovin depinde foarte mult de exportul de animale vii spre țările arabe. Iar semnalele de alarmă trase de reprezentanții ciobanilor nu s-au oprit aici. Aceștia au acuzat reprezentanții statului că și-ar dori să taxeze suplimentar ciobanii care au obținut venituri mai mari de un anumit nivel. Vreau să ne iei acum banii din 2009. Cine o depășit 30.000 de euro, pe urmă 50.000 de euro să plătim TVA. Noi vorbesc de persoanele fizice. Cum să plătesc eu persoană fizică TVA-ul când noi nu suntem obligați și nu avem cum prin nicio lege să ținem contabilitate persoană fizică? Dacă ești persoană juridică, ai contabilitate, conduci o evidență, venituri și cheltuieli. Și după ce faci scaz din venitul cheltuielor care știți rămâne, plătești. Dar tu ai și de recuperat TVA. Ori noi nu lucrăm cu TVA, noi plătim tot cei în amonte de noi, dar noi nu avem de unde plătești recuperat. Pe norma de venit. Exact. Noi plătim pe norma de venit. Un centru de carantină înființat în Orient ar ajuta foarte mult crescătorii de oi din țara noastră, crede Ionică Nechifor. Centrul va acorda o constanță pentru fermieri și posibilitatea de a negocia direct cu cumpărătorii din țările arabe, ceea ce i-ar avantaja pe termen lung. Din punctul nostru de vedere este un avantaj, pe de o parte faptul că noi odată zonat, dacă vreți, pe teritoriul României, a ceea ce înseamnă partea de restricție în cazul în care apariției limbii albastre și zona liberă de export care să rămână restul din ceea ce înseamnă statul român, odată animalele exportate către țările arabe și prin acel centru, România practic nu mai are nicio obligație cu odată ce animalul este ajuns acolo în acel centru de carantină.
Iar din acel centru de carantină, care se întinde pe o suprafață de 150 de hectare, cele 15 state arabe pot oricând, în tot timpul anului, să vină și să achiziționeze acele animale. Sigur, în acel centru de carantină, fiecare, nu doar România va exporta acolo, și celelalte state cu potențial. Dar în prezent, potențialul cel mai mare îl are România. Iar acele standuri în care animalele vor fi, să spunem, expuse spre vânzare către celelalte state, sigur că va purta steagul României și se va ști că acele animale sunt din România. Vestea că ciobanii români vor putea exporta în Iordania este doar una dintre puținele vești bune pe care le-au primit crescătorii de ovine din țara noastră. Aceștia au aflat că au fost trimise buletine care atestă că animalele din România sunt sănătoase și în Cuveit și în alte state arabe, așa că este de așteptat ca și aceste țări să-și deschidă granițele pentru români. Deja activitatea de export a început. Deci să știți că se derulează în acest moment. S-a deschis. Da. Dar prin acel centru de colectare se va face de la 1 septembrie. Astăzi am discutat cu domnul ministru de o întâlnire directă România-Arabia Saudită, care și ei sunt foarte interesați de mielul românesc și să știți că mare parte a cantității, să spunem așa, de animale în viu sau numărul de animale în viu pleacă spre Arabia Saudită. Și atunci noi o să creăm două posibilități. Una prin acel centru și, dacă e posibil, una directă cu Arabia Saudită. Sunt vechi de zeci sau chiar sute de ani și extrem de gustoase. Este vorba de 30 de produse tradiționale românești care au fost reînviate de studenții de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Scopul evenimentului, aflat la cea de-a 10-a ediție, este de a scoate din anonimat produse agroalimentare din Transilvania și Bucovina, lucru ce l-ar putea aduce în viitor certificatul de produs tradițional. Studenții încearcă să reconstruiască o identitate a unui produs tradițional românesc printr-o procedură legală într-un caiet de sarcini care apoi să ne permită să-l atestăm ca și produs tradițional. Pe de altă parte, avem invitați diversi, avem firme, avem țărani, avem galuri, grupuri de acțiune locală care vor trebui să includă în strategiile lor aceste produse, încât să le poată finanța pentru următoarea perioadă din 2016 până în 2020. Printre produsele expuse și care au putut fi degustate s-au aflat plăcintele cu lucernă, sarmalele cu păsat, palanieți cu urdă, balmoș moțesc sau pături cu zăvoi. Are două componente, format din pături, o stradă de mămăligă pe care se pune o stradă de brânză și tot așa până avem trei straturi de fiecare, iar zăvoiul este făcut din urdă, amestecat cu zer, puțină sare și puțină smântână. Produsele au fost preparate de tineri după ce tot ei au aflat rețetele de la bătrânii din satele sau zonele din care provin. Va trebui să dovedim că aceste produse sunt vechi, minim 30 de ani vechime, potrivit procedurilor legale. Pe de altă parte, să dovedim că au o încărcătură agroculturală, agroistorică, religioasă, semnificativă, care să ne permită atestarea la nivel național sau la nivel european. Parada produselor tradiționale a fost completată cu prezentarea costumelor populare din comuna aferentă produsului, dar și cu muzică populară românească din zonele respective. Acestea au fost noutățile serii. Acum urmează Agrometo. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! La noapte cerul va fi mai mult noros, mai ales în primele ore va ploua în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și zonei de munte, local în Muntenia și Marea Mureș, și izolat în celelalte regiuni, astfel încât cu pregătire în zona Carpaților Orientali, cantitățile de apă mai pot depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în extremitatea sudică a țării. Temperaturile minime se vor încadra între 6 și 12 grade. Mâine vremea se va încălzi ușor, astfel că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 24
34 de grade. Cerul va avea norări temporare. Va ploua slab local la munte în centrul și în estul țării și izolat în rest. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în zona montană, Banat și Oltenia. În cultura grâului de toamnă, rezerva de umiditate accesibilă plantelor pe adâncime de sol 0-100 cm se încadrează în limitele satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în majoritatea zonelor de cultură. În cea mai mare parte a Moldovei, sudul și local în centrul Transilvaniei, centrul și local în estul Dobrogei, izolat în nordul vestul Banatului, local în nord-estul și estul Munteniei, se înregistrează deficite de apă în sol. În stratul de sol 0-20 cm, ogor, aprovizionarea cu apă se încadrează în limitele satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în cea mai mare parte a regiunilor agricole. Pe suprafețe extinse din Moldova, sud-vestul, sud-estul și local în centrul Transilvaniei, centrul și sud-estul Dobrogei, izolat în nordul vestul Banatului, se înregistrează deficite de umiditate în sol, seceta pedologică fiind moderată și izolat puternică. Procesele vegetative ale speciilor de câmp și pomi viticole au evoluat în general normal pe majoritatea suprafețelor agricole. La culturile de toamnă semănate în epoca optimă și pe suprafețele cu o bună aprovizionare cu apa a solului, starea de vegetație se menține bună și medie, respectiv medie și slabă în semănăturile tardive și pe terenurile cu deficite de apă în sol. Sub aspect fenologic, cerealele de toamnă se află în fazele de înfrățire și alungire a paiului, plantele având în medie un număr de 1,17 frunze, din care 1,4 frunze de la bază sunt îngălbenite. Cultura de rapiță parcurge înfrunzirea, alungirea tulpinii și apariția inflorescențelor pe majoritatea zonelor de cultură, precum și în local florirea. În plantațiile pomicole, la soiurile extratimpurii și timpurii de sâmburoase, se înregistrează fazele de înflorire, creșterea frunzelor, lăstarilor, precum și legarea rodului la calis. La semințoase, predominante sunt înmugurirea și dezmugurirea, iar la măr, apariția butonilor florari. La vița de vie din cea mai mare parte a podgorilor se mențin fazele de plân și înmugurire, precum și local dezmugurirea la soiurile timpurii de masă. Culturile de primăvară, însămânțate până la această dată, parcurg fazele incipiente de vegetație. Pregătirea patului germinativ și continuarea lucrărilor de semănat și plantat la culturile prășitoare, administrarea de îngrășăminte minerale complexe la speciile de toamnă, continuarea lucrărilor de combatere a buruienilor, bolilor și dăunătorilor din culturile de toamnă, aplicarea tratamentelor fitosanitare în vii și livezi.